Dolion, România. După ce Ion Cucui, fostul rector al Universității Valahia din Târgoviște, și-a pierdut viața într-un accident rutier care a avut loc joi noapte în comuna Ulmi, județul Dâmbovița, Ion Cucui a decedat la onorabila vârstă de 73 de ani. Ion Cucui a fost și consilier municipal la Târgoviște, din partea Partidului Social Democrat. Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița, Ion Cucui era singur în mașină, când autoturismul a scăpat de sub control și s-a răsturnat. Accidentul respectiv s-a produs în afara localității Nisipuri. Pe drumul județean 720B, polițiștii au constatat că un bărbat, de 73 de ani, în timp ce conducea un autoturism, ar fi părăsit partea carosabilă și s-ar fi răsturnat într-un șanț. Bărbatul a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Din nefericire, victima a decedat la sosirea echipajelor de intervenție la locul indicat de apelant. Acestea au identificat un autoturism ieșit în afara părții carosabile. În urma evenimentului rutier a rezultat o persoană rănită, încarcerată, în stop cardiorespirator, care a fost extrasă din autoturism. Echipajele medicale au executat manevre de resuscitare, a precizat purtătorul de cuvânt al instituției respective. Pompierii au intervenit rapid pentru a preveni un incendiu. În prezent, oamenii legii efectuează cercetări pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs accidentul rutier.